Angajatorii din Sălaj pun la dispoziție în această perioadă peste 100 de posturi vacante și de această dată majoritatea posturilor sunt destinate celor cu studii medii și profesionale, pentru absolvenții de facultăți fiind puse la dispoziție doar 2 posturi. Sălăjenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă 111 locuri de muncă vacante. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în domeniul construcțiilor, unde sunt oferite 52 de oferte, mai mult cu una față de săptămâna trecută. În industria lemnului sunt vacante 20 de locuri de muncă, în industria alimentară 13. De asemenea, în domeniul producției și prestărilor de servicii sunt libere 12 posturi, în comerț se caută pentru angajare 8 persoane, iar în confecții sunt disponibile 6 locuri de muncă. Și de această dată, majoritatea posturilor sunt destinate celor cu studii medii, pentru cei cu facultate fiind oferite doar 2 posturi, unul de consilier juridic și unul de ingineri construcții industriale.